Grupul consilierilor Partidului Social Democrat din cadrul Consiliului Județean Timiș a depus o serie de amendamente la bugetul CGT, care urmează să fie adoptat în plenul care va avea loc joi 8 februarie. și PSD au solicitat alocări de resurse financiare pentru o serie de proiecte importante dezbătute în ultimele luni cu comunitățile timișene. Modernizarea drumului județean 592 de la Moșnița Nouă la Lugoj, care cuprinde și modernizarea intersecțiilor către drag și Darova și Boldur este una dintre solicitările Partidului Social Democrat, în acest sens fiind solicitată finanțare pentru elaborarea documentației tehnice. De asemenea, aleșii Social Democrați consideră oportună continuarea programului de construcție a bazinelor de înot în orașele din Timiș, proiect demarat în mandatul lui Călin Dobra cu un bazin la Jimbolia. Solicitarea consilierilor PSD se referă la continuarea programului și identificarea următorului oraș în care să fie construit un bazin de înot. Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru un centru de procesare legume fructe în proximitatea centrului de colectare a legumelor și fructelor de la Tomnatic este o nouă propunere social-democrată care se dorește să fie adoptată în ședința în care se va vota bugetul Consiliului Județean Timiș. Considerăm prioritare pentru dezvoltarea județului și alte proiecte pe care le vom susține pentru a putea fi finanțate. Înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară care să gestioneze transportul public din județul Timiș lucrări de reparații și de modernizare a drumurilor județene, un program județean de sprijinire a persoanelor defavorizate din mediul rural privind accesul la serviciile de sănătate. Totodată, consilierii județeni ai Partidului Social Democrat susțin depunerea candidaturii județului Timiș pentru titlul de regiune gastronomică europeană în anul 2027 și identificarea de resurse financiare necesare acestei candidaturi. Amendamentele PSD vor fi dezbătute și supuse votului în plenul de joi 8 februarie, ținând cont de importanța lor, dar mai ales de nevoile locuitorilor Județului Timiș, ne dorim ca propunerile noastre să primească un vot pozitiv din partea tuturor consilierilor județeni, indiferent de culoarea politică a acestora, transmit reprezentanții grupului consilierilor Partidului Social Democrat din cadrul Consiliului Județean Timiș.